Un puternic incendiu a izbucnit la o casă din Comuna Dornești în noaptea de sâmbătă spre duminică. Întrucât incendiul a fost observat și anunțat cu întârziere, la sosirea echipajelor, casa de locuit și anexa ardeau generalizat cu pericol de propagare la locuințele învecinate. Proprietara, o femeie în vârstă de 78 de ani, a suferit un atac de panică și a fost transportată la spital. Între timp, flăcările au afectat și un autoturism parcat în curte, iar în anexă existau trei butelii care au fost scoase de pompieri înainte ca acestea să explodeze. După aproximativ două ore de la anunțarea incendiului, pompierii au reușit să lichideze focarele. Cauza probabilă de izbucnirea flăcărilor a fost efectul termic al curentului electric generat de un cablu electric defect.